lumina este acea radiație electromagnetică ce poate fi văzută, percepută de ochiul uman. Orice corp care emite lumină se numește sursă de lumină sau izvor luminos. Printre cele mai uzuale exemple de surse de lumină se numără soarele, becul, trăsnetul, lumânarea și focul. Corpurile care nu au lumină proprie, ci primesc lumina de la o sursă de lumină, se numesc corpuri luminate. Corpurile prin care lumina nu trece se numesc corpuri opace. În spatele unui corp opac luminat apare o porțiune întunecată numită umbră. Dacă sursa are dimensiuni mai mari, în jurul umbrei apare o suprafață mai puțin întunecată numită penumbră. Când distanța dintre sursa de lumină și corpul opac se mărește, zona de penumbră se micșorează. Dacă distanța dintre sursa de lumină și corpul opac se micșorează, în spatele acestuia, porțiunile de umbră și penumbră nu mai sunt separate foarte clar. Eclipsa reprezintă un eveniment astronomic care are loc atunci când un corp ceresc trece prin umbra altuia. Pământul execută simultan două mișcări, una de evoluție în jurul Soarelui, pe o traiectorie eliptică, cu o perioadă de aproximativ 365 de zile, care are ca principală consecință apariția anotimpurilor, iar alta de rotație în jurul propriei axe, într-o perioadă de 24 de ore, care duce la alternanța zilelor și nopților. Ne reamintim faptul că perioada reprezintă intervalul de timp în care un corp execută o rotație completă. Pentru a explica producerea unei eclipse de soare sau de lună, se ține cont, în primul rând, de faptul că soarele este un corp luminos, iar pământul și luna sunt opace și luminate de către soare. Luna este singurul satelit natural al pământului. Ea se rotește în jurul acestuia pe o orbită aproape circulară. Eclipsele de soare apar când luna se găsește în faza de lună nouă, adică în cursul parcurgerii orbitei sale, satelitul se întrepătrunde între pământ și soare, luna fiind aliniată în mod perfect cu pământul și soarele. Datorită interpunerii lunii între pământ și soare, în unele zone de pe pământ, razele soarelui, care se propagă în linie dreaptă, nu mai pot să pătrundă și atunci, în cursul zilei, se așterne întunericul. Eclipsele de lună apar totdeauna când aceasta se află în faza de lună plină, adică în timpul în care luna, în mișcarea sa pe orbită, trece prin umbra pământului, iar în anumite zone de pe pământ, noaptea, luna nu se mai vede. Conul întunecat din zonele de pe pământ în care are loc o eclipsă de lună poate fi împărțit în umbră și penumbră. O eclipsă penumbrială apare atunci când luna este în penumbra pământului. Când întreaga suprafață a lunii trece în umbra pământului, asistăm la o eclipsă totală de lună. În porțiunea de umbră nu există niciun fel de lumină solară directă. O eclipsă parțială de lună apare atunci când numai o porțiune din lună intră în umbra pământului. Dacă v-a plăcut acest material, încercați, folosind o lanternă, să realizați pe un perete, cu ajutorul mâinilor, umbrele unor animale preferate.